Recenta vizită în România a președintelui Franței François Hollande a oferit și prilejul stabilirii unor parteneriate în domeniul educației. Astfel a fost semnat un memorandum prin care limba, literatura, cultura și civilizația românești vor putea fi studiate în universitățile franceze. Tot în cursul vizitei președintelui Hollande au mai fost decise măsuri comune în domeniul ariilor protejate. Printr-un memorandum, guvernul a adoptat și negocierea și semnarea protocolului de cooperare în domeniile educației și formării profesionale între Ministerul Educației și Cercetării Științifice din România și Ministerul Educației Naționale din Republica Franceză. Cele două ministere vor colabora pentru stabilirea programelor școlare cu respectarea legislației din România și autonomiei instituțiilor școlare și vor continua și încuraja cooperarea la nivel școlar între cele două țări. Cooperarea în domeniul educației și formării profesionale rămâne prioritară și urmează să fie pusă în aplicare prin unele măsuri, între care stabilirea unor legături între instituțiile de educație și întreprinderile cu capital francez, un schimb de informații privind abordările pedagogice și așa mai departe. De asemenea, protocolul are în vedere sprijinirea studiului limbii, literaturii, culturii și civilizației românești în cadrul universităților din Republica Franceză. De asemenea, a fost constituit un comitet de organizare pentru sezonul cultural România-Franța, ce se va desfășura în perioada 1 decembrie 2018-30 iunie 2019.